Ai spectrul meu din seara asta se numește Buddha Da. Este cineva în sala asta care s-a născut ultimul în familie? Vreau să vă văd. O afirmație mult cunoscută de noi este că cei mai mici din familie de obicei suntem și cei mai alentați. Într-adevăr, psihologia demonstrează că mezinul are parte de cea mai multă atenție și afecțiune din partea părinților în comparație cu frații lui. Iar trăsăturile caracterului scot în veleagă un spirit energic, rebel, creativ, revoltat, egoist, narcisist, manipulator. Este evident însă că personalitatea noastră e modelată constant de succesiunea familiei. Neliniștiții revoluționari ca Lenin, Trotsky, Castro au fost toți mezini în familie, pe când lideri conservatori ca Mao Zedong, cei mai mari. Dragi membri Toastmasters, în calitate de cel mai mic copil în familie, pot să vă confirm aceste calități. Cel puțin faptul că sunt cel mai alentat e indiscutabil. Fiind un copil târziu, doza abundentă de atenție asupra mea, în detrimentul fraților mei, m-a făcut foarte atent la ce se întâmplă în jurul meu. Doar peste ani de zile am înțeles care era motivul grijii portate de părinți și nesfârșitele vizite la logopezi, pediatri, medici și alți specialiști. Câteodată distrat și dus pe gânduri, altădată ascultând curios ce se întâmplă, eu uitasem să vorbesc. Și nu am făcut-o până la 4 ani. Punctul culminant a fost atunci când mama, medic fiind, a fost nevoită să se întoarcă la muncă, iar eu am fost lăsat în grijă unei dădeci foarte tăcute. Era o dădeacă bună, responsabilă, însă probabil din cauza lipsei de feedback din partea mea, ea a decis să nu intre în discuții cu mine foarte mult timp și anume această atitudine a și provocat punctul culminant introductiv în arta vorbirii. Ziua X, cum îmi place să o numesc, a fost atunci când, într-o dimineață, printre ai mei fiind, uitându-mă la mamă, am pronunțat cu seriozitate următorul cuvânt. Buddha Da. Părinții erau atât de entuziasmați și fericiți, atât de încântați de primul meu cuvânt, încât nu i-am mai păsat ce înseamnă. Iar mie, la rândul meu, mi-a plăcut reacția mamei și în curând începeam să pronunț cât mai multe îmbinări de litere și cuvinte. Buddha Da, însă, continua să persiste constant în vocabularul meu, iar întrebările la ce ar putea să însemne acest cuvânt continuau să apară. Asta până când într-o bună zi, înainte de a mă scoate la plimbare, bona mea, de față cu mama, mi-a spus pe un ton serios înainte de a ieși din casă. Sandu, scurtă ta. Mama și-a zis de privire spre noi. Auzise undeva o frază similară, iar eu urmărit un prieten de adulți, am îmbrăcat scurta și gata de plimbare, am declarat mulțumit. Buddha Da! De-a lungul timpului, în familia mea, acest cuvânt s-a transformat într-un termen ce definește un fenomen necunoscut. De exemplu, acesta este primul meu icebreaker și, respectiv, un Buddha Da autentic. Ajuns la 18 ani, mă consider un tânăr entuziast, aprins, gata de noi provocări. De asemenea, în căutarea chemării mele în viață, am decis să învăț să vorbesc în public. Consider că, posedând o astfel de abilitate, voi putea să-mi exprim sentimentele și ideile mult mai comod și eficient. Vorbind în public, devin mai convingător, mai creativ, mai puternic. Iată un bun motiv de a mă afla aici și de a învăța arta oratorică de la voi. Și nu în ultimul rând, de a compensa cei 4 ani în care nu am vorbit deloc. Acum sunt gata să o fac cu multă, multă pasiune. Mersi.